La căpătâiul celor 6 frățiori morți și al tatălui lor s-au strâns oameni din toate colțurile județului pentru a-și lua la revedere de la cei care stau acum printre îngeri. Fie că au cunoscut familia sau doar au auzit de tragedie, oamenii au venit să le fie alături rudelor și să aprindă o lumânare pentru cei trecuți în neființă. Curtea catedralei din Rovinari s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru toți care au venit să îi conducă pe cei 7 pe ultimul drum. Nici nu s-a putut vedea așa ceva, nici nu s-a putut și așa de frumos toți. Și nici nu se poate închipui unul și unul ăla de 6 luni, barem, ziceai că doarme. Toți, de fapt, că dorm, că foarte frumos au stat. Foarte frumos. Păcat. Păcat și de mamă cu 6 morți. Sfârșită de durere, mama copiilor a fost adusă la biserică abia după ce i-au fost administrate calmante la spitalul orășenesc Rovinari. Aceasta a plâns în continuu și nu s-a dezlipit de la căpătâiul trupurilor neînsuflețite ale copiilor săi și al bărbatului cu care își împărțea viața. Totul părea rupt dintr-un scenariu de coșmar. 6 sicrie albe făcute pe măsurile micuților înconjurau sicriul negru în care era așezat tatăl acestora. În fața unei asemenea tragedii, nimeni nu mai avea cuvinte. Tristețea și lacrimile de pe chipurile celor prezenți descriau întreaga dramă. Toate sicriele au fost transportate spre locul de veci, în aceeași mașină, de astăzi sufletele lor îi vor veghea pe cei dragi din ceruri. Amintirea copiilor veseli și jucăuși va rămâne, însă pentru totdeauna în inimile celor care i-au cunoscut. Toate cheltuielile înmormântării au fost suportate de Complexul Energetic Oltenia și Primăria Rovinari.